sunt foarte concret și foarte conciși. Doamna Carmen Georgescu, vă rog, aveți cuvântul. Și sensibil. Bună seara, prietenioși părinți, onorată adunare. Îmi permit să vorbesc câteva cuvinte despre părintele Nicolae. Începând cu niște considerații personale. Noi, aproape toți, vorbim despre Dumnezeu. Părintele a vorbit totdeauna cu Dumnezeu. Întreaga sa viață a fost misiune și mărturisire. Avea convingerea pe care o făcea cunoscută ori de lucrurile de ocazia că numai Dumnezeu ne poate îndruma pe calea cea dreaptă. Că numai El ne poate ajuta să ne urmăm calea pe care am hotărât-o. Singura condiție era să credem în El și să ne rugăm să se împlinească voia sa, nu voia noastră. Părintele a primit totul în viața sa, încercările, dar și bucuriile, cu conștiința că face voia lui Dumnezeu. A căutat să insufle convingerea că toți, pentru a ne putea apropia de Dumnezeu, trebuie să ne smerim, spunea deseori, trebuie să spălăm picioarele celorlalți. Smerenia caldă, vioasă, cuvincioasă, a fost unul dintre frumusețile cu care Dumnezeu l-a dăruit părintele Nicolae. Datoria față de cei din jur, simplu apartenențe care trebuie cultivat, susținut și făcut cunoscut, i-au motivat viața și acțiunile în viața sa. Amintea că este nevoie de credință și de fapte, de viață gândită și împlinită, integrală credință. A dus cu demnitate ceea ce a fost dat. Părintele era copleșit și înfiorat de povara împlinirii conștientă a voii lui Dumnezeu despre nevoia de responsabilitate și smerenie ce trebuie să ne conducă. Responsabilitatea față de lume a fost totdeauna obținută prin rugăciune. În lumea în care omul este sie și eficient, Părintele avea o viziune de frică asupra încercărilor din ultima vreme de a depăși prin știință datul lui Dumnezeu, de a înlocui voia sa cu voia noastră. Spunea deseori, știința nu poate ignora înlocui pe Dumnezeu și suportul dumnezeiesc în taina vieții. Descripția și finețea sufletească, izvorâtă dintr-un sentiment adânc de smerenie, de supunere față de voia lui Dumnezeu, din rugăciune îndelungată și fierbinte, a fost cel mai mare dar pe care Părintele mi l-a lăsat moștenire pentru a-l cultiva și împlini. Spune Părintele Paisie Olaru, dacă simțim locul unde trăim pe pământ, putem spera să primim un colțișor de rai. Din acest colțișor de rai, Părintele se roagă în continuare pentru noi și mijlocește pentru mântuirea noastră, se bucură de întotdeauna îngerilor pe care i-a invitat atât de mult. Mulțumesc tare mult!